Bună, eu sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Ioanii Nicolae și anume Pelinul Negru, care a apărut anul trecut la editura Humanitas. În prim plan o întâlnim pe Agustina, o fetiță de 10 ani, care face parte dintr-o familie numeroasă. Agustina ar fi un copil ca toți ceilalți copii dacă nu ar fi avut o problemă. Nu reușește să învețe să citească și din acest motiv rămâne repetentă pentru a doua oară în clasa 1. Copiii din sat își bat joc de această fetiță, o numesc în toate felurile, îi adresează cuvinte foarte urâte și părinții Agustine, văzând că fetița este tratată în felul ăsta, decid să rezolve cumva problema ei. Se consultă cu învățătorii de la școală, care le spun părinților că există o școală specială în Buzău și ar putea încerca să o trimită pe Agustina acolo. Ceea ce se și întâmplă, Agustina ajunge în Buzău și este elevă în clasa a doua, lucru care pentru ea este o mare mândrie. Și aici cunoaște mai multe fete, printre care Nadia, Dilia și Crucișa, de care o va lega o prietenie destul de ciudată. La școala din Buzău, Agustina începe să se schimbe și acest lucru, deși nu este inițial vizibil, începe să fie observat de părinții ei și de familia ei atunci când Agustina se întoarce acasă. Practic, școala din Buzău și experiența din acest loc o schimbă pe această fată și drumul pe care îl ia în viață devine unul cu totul diferit față de drumul pe care l-ar fi luat dacă ar fi rămas acasă. Titlul romanului Pelinul Negru se referă la Cernobâl, la explozia nucleară din Cernobâl din 1986. Agustina se naște la câteva luni după explozia reactorului și cumva lumea consideră că problemele ei sunt legate de faptul că se născuse în acea perioadă. Nu menționează nimeni despre importanța radiațiilor și despre ce pericol reprezintă acestea pentru oameni. Familia Agustinei, de fapt satul în care aceștia locuiesc, este amplasat foarte aproape de graniță și din descriere îți dai seama că lucrurile nu merg chiar foarte bine de câțiva ani încoace, dar toată lumea tace și nimeni nu spune nimic despre efectele pe care le-a avut această explozie asupra naturii și asupra oamenilor, mai ales acelora care stau foarte aproape de punctul exploziei. La începutul narațiunii, Agustina menționează despre două popuși care îi sunt foarte dragi ei. Prima este Tutuană, o păpușă foarte frumoasă, bucălată, cu rochii vaporoasă, care stă tot timpul la vedere în casa bunicilor. Și cealaltă păpușă este Drugă, o păpușă din cârpă, foarte urâtă, aruncată undeva pe sub pat. Practic, pentru Agustina, cele două păpuși reprezintă binele și răul, frumosul și urâtul. Și indiferent de ceea ce face Agustina, tot timpul se raportează ba la Tutuană, ba la Drugă. Pentru Agustina nu există un ceva la mijloc. Ea este fie neghioabă, fie este foarte drăguță, fie este proastă ca noaptea, fie este deșteaptă și apreciată. Școala specială din Buzău o schimbă mult pe Agustina și astfel putem observa declinul personajului. Deși inițial e destul de dificil să urmărești pe Agustina, pe parcurs te obișnuiești cu stilul ei de a relata evenimente și de a vorbi cu tine ca cititor și devine destul de ușor să vezi lumea prin ochii ei. În romanul Ioanii Nicolae apar destul de multe elemente deranjante, dar care cumva subliniază sau arată lumea din care face parte Agustina și comunitatea din care face parte această fată. Au loc anumite evenimente care mi se par tragice, dar pe care Agustina le vede cu ochi de copil. Adică tu ca cititor îți dai seama că ceea ce se întâmplă nu este bine spre deloc. Ea, în schimb, este foarte senină, este inocentă, ea nu vede, de fapt, miezul problemei, nu vede că ceea ce se întâmplă nu este un lucru bun, de care ar trebui să fugă. Finalul mi s-a părut cam ciudat, în sensul că parcă cerea o continuare, dar, per total, mi-a plăcut cartea și chiar m-am gândit câteva zile după lectură la aceasta și ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, care era de fapt ideea romanului. Pentru mine, Pelinul Negru a fost un roman despre transformarea unui personaj și despre evoluția acestuia. Vă recomand cartea respectivă pentru că este destul de interesantă și stilul de a scrie a Ioanei Nicolae este destul de captivant. Cam atât am avut pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!